Amin. Domnul nostru Iisus Hristos și marea puterea Domnului Sfânt de acum și până vești iubești o sănă, aleluia, amin. 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 Vine Iisus, frații. Și dacă vine Iisus, să fim gata pentru El. Doamne, aleluia. Că Dumnezeu, miracul tare, nu se trece pe cel a cei ce dau la voi. Cei ce au credit în Hristos, cei ce dau năvală, a Cuvântului Dumnezeu. Cel care crede Dumnezeu la valoarea Lui de Dumnezeu. Fiindcă Cuvântul fericește ce-i Iisus în casa ta, Doamne, că ei mai pot să te laudă. Mai mult face, Doamne, o fi în curțile tale decât o fi în altă parte. Ce mare bucurie este când ne prihăriți strigă la Domnul. Și Domnul aude. În dimineața aceasta, fratele meu, sora mea, trebuie să ne bucurăm. Și din ce să ne bucurăm? Fiindcă Dumnezeu m-a îndepărtat cu ziua aceasta la firul vieții tale. Ți-a dat putere de dimineață. Să te scol în capul oaselor. Să vezi lumina zilei. Cea mai mare bucurie este a ta și a mea când vezi lumina zilei. Îl vezi pe cei dragi în corpul tău. Și dezghiciri mai ei și paragatul și aleluia, aleluia! Vezi familia sănătoasă, vezi copilași, vezi pe cei dragi. Glorie ție, aleluia! Și să aprege în ochii de dimineață, te-ai spălat pentru Hristos, că fără spălare nu poți să faci rugăciunea spre altar lui Hristos. Să-i plecat genunchii și ai început să strângi în odăința ta. Și să zici, Doamne, îți mulțumesc! Aleluia! Pentru ziua aceasta, că ai rugat la firul vieții mele, mi-ai dat putere să văd pe cei dragi, să vin în corp de închinare, să mă bucur cu frate. Fică aici, aici, pe bucurea frate, că ai din altă parte. Nu cum ca o sunt pe zi pământ, vezi mai mult ca lucru de cerești. Aici este bucuria, aici vi se te întâlnesc cu frații. Fică David zicea cu o plăjurare, eu n-am pe Dumnezeu totdeauna la dreapta mea. Dar eu spun mai mult ca și David. Eu l-am pe Hristos totdeauna în inima mea. El își spală, vă spun de aia, își spală și pe aia. Fică Iisus Hristos, când și-a terminat lucrarea, a zis, mă duc, fiindcă este nevoie ca eu să mă duc. Că dacă nu mă duc, Duhul Sfânt nu vine. Și acest Duhul Sfânt te-a călăuzit, m-a călăuzit ca noi să veniți să ne bucurăm împreună, să ne vedem fețele împreună, să ne rugăm împreună, și că la aceasta a fost chemat, frații mei. Noi am fost chemat la pocăință și la fapte vrednice de pocăință cu cebrășiorul. Dar dacă un frate fac o paranteză de aici, dacă un frate care este botezat, doar parține de biserica noastră. Mă spun cu părere de rău și este bolnav. De unde să știu că el este bolnav și de 3 săptămâni, o lună, 5 luni când stă el în spital, dacă nu știm. Cu ce suntem noi de vine biserica? Cum nu suntem nimic, frații mei, că cel mult care frecventează biserica lui Neameș. Frecventează biserica sus pe deal la Neameș și caută acolo biserica. Și atunci, cu ce suntem noi de mine să-i caută cei care frecventează biserica la nebe, să margă aia de acolo? Și noi mergem, nu-i problema. Noi nu facem diferența. Dacă nu vii și nu ne spune, frate, frate, este bolnav. Inspitat are nevoie de noi. Are nevoie de ungere, are nevoie de rugăciune. Merge! Fică la aceasta a fost chemat, de aceasta Dumnezeu ne-a făcut lucrători slăbiți să fie Domnul. Iar în dimineața aceasta, dacă ai mic o cauză, și ai tu crezi, pe baza credinței tale, fratele meu și sora mea, Dumnezeu te vindecă. Și că vedem că lucrările lui Dumnezeu se împlinește, că Dumnezeu ne vorbește cât un joc din altul, numai poporul ascultă. Vedem că era vorba de Părțiorul, care este bolnav. Dar Dumnezeu i-a vorbit chiar la sora. Am să-i aduc, dar să nu murmuri, eu zis la sora. Ea aici e sora, dar să nu murmuri. Că și eu cum să-i aduc. Oare Dumnezeu nu știe cum să te aducă înapoi pe care a văzut la tine meu? Crezi că Dumnezeu, dacă tu ai făcut un legământ cu El, crezi că Dumnezeu rămâne de păsător de legământ că l-ai făcut cu El, nu? Dumnezeu are de toate lui.
transportare la Dumnezeu, până la domnul apasă pe el. Și tu știe, merge la medic, Doamne, sunt bolnav. Dar ce ai dat nimic? Dar mă doare! Și ce te doare fratele meu, sora mea, mâna lui Hristos la pasă asupra ta, mâna medic, eu nu pot să-mi spun ce ai, numai mâna lui Hristos. Dar acelea că ai făcut un pic un legământ cu Dumnezeu, nu te uita la bogăția acestei lumi. Nu te uita la nimic. Și toate acestea sunt bunoaie. Îmi pun întrebarea și fac un inventar mie, primul și toți un inventar fiecare din dimineața aceasta. Dacă vine Hristos și ce Duhul de viață, păi vă duc toate amuțiile tale, toate bucățiile tale, care alții să umblă, frații mei, după ele, răspunde și toată puterea, mă ales pe știri, sunt unii care umblă după amuții aceste lumi, bărți și agonisesc, bărți și agonisesc, bărți și vin stânga dreapta, și când vine Hristos, setul de viață, ce-ai lucrat pentru el? Păi, Doamne, n-am auzit că m-am dus să lucrez mai mult pentru sine! Dar pentru Dumnezeu ce-ai lucrat? Ce-ai făcut cu ce vreau? Ce-ai făcut? Sanare! Păi n-am auzit! Păi nici eu n-am zis să te ascult ce Dumnezeu! Nici eu n-am zis, nici eu n-am zis de tine cum am de vindecare! Du-te acolo unde te-ai dus și ai căutat! Dar dacă îl cauți pe Hristos din toată dragostea ta, amin, îl cauți pe Dumnezeu pe prim plan, îl pun pe Dumnezeu pe prim plan. Ce zice Dumnezeu? Cum te-a plecat genunchi și ai strigat la el? Ce vrei să-ți fac? Păi, Doamne, atinge-te de mine că sunt bolnav, nu mai pot. Și vezi că Iisus vine și se atinge cu balsam de vindecare. Și tu îi mulțumești și ce spui? Doamne, îți mulțumesc! Că am un tată care mă ascultă sus în cerul. Și acel tată este Dumnezeu. Și Iisus Hristos este fratele tău, fratele meu. Amin. Iisus Hristos este pentru tine și pentru mine, fratele meu. Orice necază, orice problemă ai. Chiar și dacă ai abdicat pe calea lui Hristos. Și ce spune Hristos? Tată, ai iartă. Păi iartă tatăl acesta. Și ca să mă ocup eu de el. Ca să pun eu până la rădăcina lui. Și va da roade. Și va veni înapoi, fiindcă Dumnezeu vă spune numele Hristos, nu dorește moartea peste poftul. Se mai degrabă întoarcerea lui. Fiindcă din cauza legământului care l-ai făcut cu Dumnezeu, Dumnezeu străduiește bunătatea de Dumnezeu, de Tată, și Iisus ca Frate, își străduiește bunătatea de tine și spune mai la altă Tată. Dar și tu să te vezi de toate lucrurile care sunt plăcute de Dumnezeu, ai venit înapoi, și slujești pe Dumnezeu doar pe viața. Nu mai știi ce? Omul, frații mei, omul nu vrea. Că noi avem un Dumnezeu atât de bun, frații mei, nu știu cum să vă explic. Nu știu cum să vă explic, nu, că unii n-au gustat de bunătatea lui, atât de Dumnezeu este de bun. Fiindcă Dumnezeu nostru oare de câte ori greșim, de câte ori păcătuim înaintea lui, frații mei și surorile mele. În cursul săptămânii, nu trebuie să faci păcate mari. Că mi-am terminat. Deci dacă poți să faci un bine și nu l-ai făcut, ai să luci tu păcat. O, dacă mergi cu minciuna, frații mei, păcarea aceasta, ai făcut un păcat. Nici un mincinos nu mai care împărăția lui Dumnezeu. Da, pe celălalt, că îi cunoaștem noi. Dar noi am terminat o dată pentru cum de-o am cumpărat. Noi trebuie să ne căim de toate lucrurile care nu au fost făcute înainte. Noi trebuie să devenim un copil nou pentru Hristos. Și așa îmi vei vedea cum Dumnezeu va lucra cu tine slăvit să fie Domnul. Uite când după Psalmul 50, versetul 14, aduc argentul lui Dumnezeu mulțumit și împlinește juruințe făcute celui prealabil. Auziți, frații mei? Juruința care a făcut-o fiecare trebuie să o ducem la fericire. Aleluia! Și-o băgat încă până la mă, și-o întreba până ai când vrei să puteți pe Dumnezeu. Aleluia! Sau până la moarte, sau până la venirea ta, Iisus Hristos. Bartorește cerul, în frații. Nu cred că bartorește cerul. Pământ, apa, cuvântul lui Dumnezeu. Pietre de acestea, că ne-ți de nimeni, fratele, o duc din dragoste, nu din ură. Aceea vor fi, frații mei, cei care se lasă și nu mai vreau să-L sugez pe Hristos. Toate aceste lucruri care au zis frații când l-au botezat, ei vor fi martori și ei am vorbit înaintea Lui.
uită de ce să va vorbi. Și atunci nu vei spune nimic. Iisus a spus o mie de cuvinte și tu nu vei spune nimic, niciun cuvânt. Dar astăzi cum se duce altul bună cu tine. Și Dumnezeu cumpără pentru Domnul. Cel care a amunecat, mărcitat de Domnul Hristos. Aleluia, vorbește. Astăzi, întoarce-te la Hristos. Și Dumnezeu îmi da pentru lume cu totdeauna. Și nu mai te uita la lume. Nu mai te uita la lume pentru Ipărbute. Dacă vine Iisus Hristos și te duc de viață, cui vă mă? Mașina ta, casa ta, copiii tăi, amorția ta, ți-ai pus întrebarea aceasta odată în inima ta, ți-ai făcut de mental. Te duci pe părutul acesta și pleci dincolo, dar dincolo cine te așteaptă? Nu mai te așteaptă Hristos, fratele meu. Te așteaptă judecata și este o judecată grea pentru cei care se lasă de Hristos și care nu mai se întorc de la El. Pentru că ăștia ne așteaptă o judecată foarte grea, dar trebuie să dați Hristos ca să ajungem la lucrul acesta. Noi vrem să ajungem ca să spună Hristos, vină o slugă bună și credincioasă, că de la întâlnirea lumii ți-a pregătit un loc. Și locul acela este pregătit. Iisus a dus la pregătit. Hai să ne pregătim împreună și să ne ducem la cer, slăvit să fie Domnul. Amin.